Există nemulțumiri în Partidul Național Liberal pe aceste măsuri. Mă refer în special la ora închiderii magazinelor. Nu știu, în țară, câteva în filialele fost, din țară, câteva, primarii din țară, nu, sunt câteva nemulțumiți? Au fost exprimate public. Au fost exprimate public de la Timișoara, de Alinica și de colegii parlamentari. A fost ieri poziția liderului de grup de la Senat, domnul Buhan. A fost chiar poziția consilierului personal a domnului Voiculescu, domnul Voinea, care înțeleg că va fi decapitat zilele acestea pentru acea declarație. Adică, credeți-mă că nu am vorbit între noi, dar suntem oameni care avem și noi propria noastră gândire și atunci sigur că măcar văd că domnul Arafat ne mai dă voie să ne spunem și noi un punct de vedere.